Dumnezeu să binecuvinteze formațiile bisericii și pe toți cei care slujesc. În dimineața aceasta am pregătit o predică care pledează pentru singurătate și puțin mai târziu am să vă spun de ce am crezut că este bine să pregătesc mesajul acesta. O să citim împreună din Vechiul Testament, Cartea Geneza, capitolul 28, pasajul în care Iacov este îndemnat de părinți să meargă în zona de unde a venit bunicul lor și să se căsătorească acolo cu o fată. Experiența pe care el o are la plecare este importantă pentru prezentarea acestui mesaj. O să vă rog să vă ridicați și să deschideți Scripturile în Geneza, capitolul 28. O să citim începând cu versetul 10 și o să încheiem cu 18. Geneza 28 cu 10. Iacov a plecat din Berșeba și-a luat drumul spre Haran. A ajuns într-un loc unde a rămas peste noapte, căci a sfințise soarele. A luat o piatră de acolo, a pus-o căpătâi și s-a culcat în locul acela. Și a visat o scară rezemată de pământ, al cărui vârf ajungea până la cer. Îngerii lui Dumnezeu se suiau și se coborau pe scara aceea. Și Domnul stătea deasupra ei și zicea: Eu sunt Domnul Dumnezeul tatălui tău Avram și Dumnezeul lui Isaac. Pământul pe care ești culcat ți-l voi da ție și seminței tale. Sămânța ta va fi ca pulberea pământului. Te vei întinde la apus și la răsărit, la miază noapte și la miază zi. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine și în sămânța ta. Iată, eu sunt cu tine, te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun. Iacov s-a trezit din somn și a zis: Cu adevărat, Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. I-a fost frică și a zis: Cât de înfricășător este locul acesta! Aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor. Și Iacov s-a sculat dis de dimineață, a luat piatra pe care o pusese căpătâi, a pus-o ca stâlp de aducere aminte și a turnat un de lemn pe vârful ei. Amin. Mulțumesc, dragii mei, vă invit să vă reașezați. Predica din această dimineață se numește Binecuvântarea singurătății. Binecuvântarea singurătății. Singurătatea și aglomerația sunt două forme de manifestare ale vieții personale. Dimensiunea personală și cea comunitară sunt două forme de manifestare a vieții spirituale. În viața personală suntem singuri sau cu alții. În viața de biserică ne manifestăm spiritualitatea singuri sau în comunitate alături de alții. Așa se face că dimensiunea personală este dimensiunea privată. Este odăița de care vorbea Domnul Iisus în Matei 6 când spune: Tu intră în odăița ta, încuie ușa după tine, acolo nu este comunitate, sunt patru pereți și eu singur. Aceasta este dimensiunea personală. Este dimensiunea privată. În această dimensiune, noi accentuăm anumite lucruri specifice. În primul rând, accentuăm studiu și meditația. Apoi, accentuăm rugăciunea, mijlocirea și postul. Accentuăm relația spirituală personală cu Dumnezeu și accentuăm disciplinele spirituale. Accentuăm dezvoltarea caracterului. Toate lucrurile acestea se realizează în relația mea personală cu Dumnezeu, fără ca dumneavoastră să aveți vreo contribuție. Nu trebuie să vin la adunare pentru lucrurile acestea. Astea sunt între mine și Dumnezeu. Dacă eu le neglijez, lucrurile astea rămân nefăcute. Eu vin să mă închin comunitar împreună cu dumneavoastră, dar mai devreme sau mai târziu dumneavoastră veți vedea că eu am slăbiciuni la lucrurile care ar trebui
care ar fi trebuit primite din odăiță, dar pentru că eu nu am o odăiță, pentru că nu practic închinarea mea personală ca individ, fără să fie neapărat soția, copiii sau frații mei, ci e între mine și Dumnezeul meu. Când legătura dintre un credincios și Dumnezeul lui lipsește, el are probleme de caracter, are probleme de consacrare, are probleme de slujire și lucrurile astea încep să se vadă, mai ales în familie, dar și în biserica în care merge. Pe timp ce se apropie mai mult de anumite persoane, persoanele acelea văd slăbiciunile acestea din viața lui. Această dimensiune însă poate să aibă și lucruri de extremă. Spre exemplu, ascetismul. Sunt oameni care își consacră viața lui Dumnezeu și se sfințesc până când se izolează de oameni și devin asceți. Sau esenianismul, sau un termen mai contemporan, izolaționismul. Se izolează de lume. Cei care merg într-o mănăstire, să știți că de aceea se izolează. Ei spun că în lume există mult păcat, că păcatul îi incomodează să se sfințească și se duc într-o mănăstire. Și acolo stau singuri, petrec foarte mult timp în rugăciune, singuri, meditează, se gândesc la Dumnezeu, devin asceți. Așa erau esenienii în vremea Mântuitorului Iisus Hristos. Unii se călugăresc, se izolează de societate, pentru că societatea are mult erotism, multă vulgaritate, mult păcat. Și ei încearcă să se izoleze de lucrurile astea pe care le văd, pe care le aud, pe care le simt și caută un mediu de singurătate ca să se sfințească. Însă, dincolo de dimensiunea personală, de odăiță, există și dimensiunea comunitară. Nu mai e odăița, e biserica. Aici venim să ne întâlnim cu toții. Aici nu e odăiță, odăița e acasă. Aici este dimensiunea comunitară. Sunt frații mei cu mine, sunteți dumneavoastră. Ne rugăm împreună, cântăm împreună. Biblia spune când te rogi, dar spune și când vă rugați. Când tu postești, dar spune și când voi veți posti. Iată, dar dimensiunea personală doar între mine și Dumnezeul meu. Și dimensiunea comunitară, eu cu frații mei împreună cu Dumnezeul nostru. Această dimensiune publică, comunitară, vorbește despre pluralitate, dacă cea personală vorbește despre singularitate. Ei bine, Scriptura în Matei spune că acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, eu voi fi acolo. Doi sau trei nu sunt în odăiță, odăița e pentru un singur om, biserica e pentru mai mulți. O viață spirituală deplină este realizată atunci când aceste două dimensiuni din viața unui credincios sunt funcționale. Când există și odăița în care intri cel puțin zilnic și este și biserica în care mergi cel puțin de câteva ori să te închini. Oricare dintre aceste două dimensiuni lipsesc, viața spirituală nu mai este autentică. Dar lăsați-mă să spun faptul că în această dimensiune a pluralității, a comunității, a bisericii, și aici se realizează câteva lucruri. Se realizează în primul rând părtășia. În odăiță ai părtășie cu Dumnezeu, la biserică ai părtășie cu frații, cu alți oameni ca tine. Devoțiunea, venim să devoționăm. Avem timp de rugăciune, o oră noi cântăm și ne rugăm, ăla e un timp de devoțiune, nu-i de învățătură. Acum e timp de învățătură. Atunci e timp devoțional. Apropo, în ce măsură vă folosește devoțiunea zilnică și capitolul din Biblie pe care vi-l sugerez să-l citiți? Nu trebuie să răspundeți. Întrebarea e retorică. În ce măsură vă folosește treaba asta? Intenția a fost să avem un motiv și să ne fie puțin mai ușor, să avem un instrument și în zorii zilei, înainte să plecăm în lume, că noi nu suntem călugări, noi mergem în lume și în lume e multă mizerie morală. Înainte să mergem în lume, să punem ceva în stomac, dar nu e vorba de stomac, e vorba de suflet. Ceva care să ne ajute, un gând puternic, un exemplu. Ei bine,
atunci când ne întâlnim, noi avem un moment devoțional și avem și comunitatea. Asta generează comunitarismul sau congregație, congregaționism sau caritate, caritatism. Vedeți, viața spirituală are o dimensiune personal, singur, privat, odăița, și are o dimensiune publică, comunitară, pluralistă, acolo unde suntem împreună cu alții. Unde credeți că apare tendința de ipocrizie? În odăiță sau în biserică? În odăiță nu avem niciun motiv să ne prefacem, că sunt eu și el. El mă cunoaște. El nu-i ca dumneavoastră să nu știe despre mine decât numai ce spun eu. El mă știe. Acolo ipocrizia este 0.0. Când venim la biserică, avem și lucruri care nu vrem să se știe. Dar nu vrem să se știe că nu vrem să se știe. Și dintr-o dată apare metoda de a părea acolo unde nu suntem și nu apărea altceva decât suntem. Fariseii n-au fost oameni răi. Ei l-au iubit pe Dumnezeu în felul lor, dar le-a intrat în cap că-s mai bun decât alții. Ei erau un fel de slujitori ai templului, niște exponenți ai neprihănirii autentice. Și ei se vedeau diferiți și superiori în raport cu mulțimea, cu poporul. Ei, de aceea ei trebuia să-și ascundă defectele. Ei păreau ca niște îngeri, sfinți la modul absolut. Dar nu erau așa, așa păreau. Diferența între ce erau și între ce pozau se numește ipocrizie. Ipocrizia întotdeauna, când apare, apare în biserică, niciodată în odăiță. În odăiță, în odăiță sunt lacrimi, este mărturisire autentică. În biserică nu ne permitem. Ați văzut cum ne rugăm? Dacă am păcătuit înaintea ta, Doamne, dacă am păcătuit, dar noi știm bine că am păcătuit, dar ne e rușine față de frate să spunem, că ne gândim noi, bă, ăștia ce ori crede, că am omorât pe cineva. Și ca să nu cumva să creadă cineva așa ceva, o luăm că, Doamne, dacă cumva s-a întâmplat odată la 1000 de ani să păcătuim, te rugăm frumos să ne ierți. Vedeți tendința de a ne proteja, de a ne ascunde, de a trece drept veritabili, autentici? Poate că vă întrebați, de ce ai ales să spui lucrurile astea? Și acum am să vă spun de ce am ales. Am ales să vă spun aceste lucruri pentru că practica pocăinței a vieții spirituale în odăiță se subțiază din ce în ce mai tare. Oamenii nu prea mai citesc Biblia acasă. Oamenii se roagă tot mai puțin și mai pe fugă acasă. Bine că avem ora de rugăciune duminică dimineața. Unii zic să o desfințăm. Dacă am desfințat-o și pe asta, să știți că nu numai că nu mai avem mâncare în frigider, nu mai avem nici frigider și nu mai avem curent electric. Gata, s-a terminat cu mâncarea înghețată. Asta trebuie neapărat păstrată, că mai proptește ce mai e de proptit. În generația noastră, odăița nu mai este des folosită. Eu nu vorbesc despre cineva, eu vorbesc despre o tendință. Nu vorbesc despre biserica noastră, vorbesc despre timpul nostru, despre generația noastră. Să știți că atunci când pocăința intră în declin, ea mai întâi intră în declin în zona personală, în zona odăiței. Cea publică încă rămâne. Aici, uitați-ne, suntem cu toții. Îmbrăcați frumos, aranjat. Credeți dumneavoastră că știu eu cine a folosit săptămâna asta odăița sau nu? Nu știu, că sunt un muritor. Și nici nu trebuie să știu. Dar Dumnezeu știe. Asta e problema, că El știe. Ei bine, prin această predică eu pledez pentru folosirea odăiței, că dacă cineva e pocăit, trebuie să fie pocăit acasă. Dacă nu-i pocăit acasă, la biserică e ușor să fii pocăit, pentru că avem o metodă care ne ajută. Acasă nu funcționează, dar aici funcționează. Și metoda se numește
Ipocrizia ascunde multe cu metoda asta. Uneori e nevoie de ani de zile ca să-ți dai seama de cineva că nu era așa cum a părut, era altfel. Motivul principal este să spun că în situația în care odăița este părăsită, autenticitatea pocăinței acelui om intră în declin. Și mai devreme sau mai târziu se va vedea și în plan comunitar la biserică. Asta înseamnă că viața spirituală a celor mai mulți creștini, care se sprijinește doar pe închinarea publică, comunitară, pluralistă, se va degrada pe timp ce trece. Vei simți din vorbe, nu mai are starea aia de rușine, de evlavie, nu mai are curăția aia în vocabular, în vorbe, începe cu miștocăreli, începe cu permisivități, aia a devenit necesară, aia a devenit posibilă, lucrurile care sunt posibile se înmulțesc, iar cele care mai trebuie ținute se împuținează. Adevărata pocăință nu este în plan comunitar. Aici nu avem încotro, nu ne-o dăm petic aici. Dumneavoastră ați auzit ca și mine de o grămadă de ori, păi da, îți ziceam ceva, dar sunt în biserică. Dar nu biserica e problema, oameni dragi, Dumnezeu e problema. Pentru că El ne aude când vorbim în biserică sau în afara bisericii. Vedeți? Pentru că suntem în biserică, nu putem spune anumite cuvinte. Dar vinovăția celor cuvinte în afara bisericii nu e la fel de mare în fața lui Dumnezeu? Ba da, observați că noi am construit o sfințenie specifică locului ăsta. Păi să ne mutăm aici! Că ne-ar prinde bine dacă ne-am mutat aici. Aici facem cât un dormitor pentru fiecare și nu o să ne mai permitem că suntem în biserică. Dar nu o să facem asta, că e casa lui Dumnezeu, nu e a noastră. Noi avem casele noastre și acolo avem o mică biserică unde încape doar un om. Așa, de-abia încape. Aia se numește odăiță. O întrebare retorică. Să nu încercați să răspundeți, că n-are rost. E retorică. Fiți sinceri, de la 1 la 10, cât folosiți odăița? Numai gândiți-vă. Vreau să vă spun foarte direct, pentru că vă prețuiesc. Atât suntem de pocăiți, cât folosim odăița. Aici multe lucruri le facem de ochii fraților. Vreți să mă credeți că m-am întrebat de 1000 de ori de când sunt păstor în biserica asta? Aș mai veni în fiecare marți la rugăciune dacă n-aș fi păstorul bisericii? Eu cred că da, dar normal că mi-au apărarea. Că dacă nu mi-o ia eu, cine să mi-o ia, dumneavoastră? Aș mai face anumite lucruri dacă n-aș fi păstorul bisericii? Cred că da, dar Domnul știe dacă e da sau nu. Creștinii au tendința din ce în ce mai mult să nu mai citească Biblia, să nu se mai roage, să nu mai cugete, să nu mai mediteze, să nu mai folosească disciplinele spirituale, să nu-și mai dezvolte caracterul. Păi fraților, să fii tu om credincios pocăit 40 de ani și tu să înjuri, tu să ai un vocabular vulgar, glume proaste, tu să fii neserios, tu să minți, tu să promiți și să nu te ții de cuvânt, tu să știi că cineva este supărat pe tine și tu știi asta și să nu te duci să-ți ceri iertare. După 40 de ani de pocăință, asta este egală cu orice păcat, curvia dacă vreți. Păi cu ce te-ai ocupat 40 de ani? Păi dacă ai lucrat la o casă 40 de ani și n-ai terminat-o, ai fi de rușine. Dacă ai pune de mămăligă și după 40 de ani n-ai terminat-o, ai fi de râs. Dar tot la fel este și cu caracterul. În 40 de ani de pocăință, o lași încet, încet, cu minciuna, cu lista continuă. Dacă nu reușești, întreb,
Care mai e diferența între pocăință și nepocăință? Zero. Nicio diferență. Înțeleg că sunt oameni religioși care vin la biserică, înțeleg asta, dar întreb, de ce vin? Dacă cine ar munci fără bani, te duci la lucru și nu primești nimic, adică n-ai niciun beneficiu. Oameni dragi, există și biserică catolică, există și biserică ortodoxă, ambele fiind numite istorice. Există biserică... Există multe feluri de biserici, dar nu toți oamenii care se duc la biserică se sfințesc. Merg doar pentru sentimentul religios. Unii aprind o lumânare, unii fac o cruce, alții pupă o icoană, alții își apleacă un genunchi, spun două vorbe și pleacă. Dar ei nu se sfințesc, își împlinesc o datorie față de conștiință. Ei acasă nu fac nimic spiritual, dar dacă trec pe lângă o biserică, poate intră 5 minute. Observați nevoia odăiței, observați importanța ei. Odăița vorbește despre un om consacrat în pocăință. Despre un om care trăiește zilnic cu Dumnezeu și vorbește zilnic cu Dumnezeu. Acolo, aici vii că nu te mai vede păstorul, nu te mai ved părinții, nu te mai văd frații și surorile și te mai întreabă când te întâlnește pe la prăvălie. Bă, dar nu te-am mai văzut pe la biserică, nu mai ești pocăit. Și așa, pentru salvarea imaginii naționale și la nivel de oraș, ne mai băgăm din când în când pe la adunare. Dar în odăiță, nu știe nimeni dacă ai intrat sau nu. Acolo nu o faci de ochii lumii, ci o faci numai dacă. Numai dacă ai de gând să te întâlnești cu El. Numai pentru asta. Tocmai de aceea odăița este din ce în ce mai părăsită. Acolo nu-ți salvezi imaginea dacă mergi, dar la biserică se mai salvează din imagine publică dacă vii. Acolo intri doar să te închini. Aici poți să vii pentru multe lucruri. Pentru foarte multe lucruri. Observați, vă rog, singurătatea din odăiță nu poate fi niciodată înlocuită cu nimic. Nici măcar cu participarea la un serviciu divin comunitar, congregațional, bisericesc. Nu vreau să spun că nu e important să vii la biserică. Vreau să spun că biserica, închinarea din biserică, nu înlocuiește odăița. E ca și cum a bând apă nu înlocuiește a mânca. Ea rezolvă numai a bea. A mânca este un alt lucru care nu poate fi înlocuit decât prin a mânca. Odăița are rolul ei. La vârsta la care sunt astăzi, cred din toată inima că un creștin care nu are odăiță nu e un om pocăit. Nu poate fi pocăit. De suprafață înțeleg că e un om religios, dar el în sufletul lui nu e un om pocăit, că nu poate fi un om pocăit. Dacă toate imaginați-vă un băiat din biserică că prietenește cu o fată. Ce ar fi toate întâlnirile lui cu fata aia să fie în public cu noi? Stai aici lângă frații păstori, el cu ea aici. Cam ce ar vorbi amândoi între noi? Între patru păstori, cam ce ar vorbi? Mă, pot să zic că nimic. N-au loc de întors. Ei vor odăiță, singuri. Și acolo vorbesc, acolo sentimente exprimate, te iubesc, de-abia aștept să ne căsătorim. O să facem copii, o să fim fericiți. Dacă apare acolo un păstor lângă ei, public, nu poți să spui lucrurile astea în public. În comunitate vorbim lucruri care, generalități, orică le spui, orică nu le spui, aproape că n-am nicio valoare. Dar în ascuns, acolo se spun lucruri cu greutate. Odăița definește pocăința unui om, în primul rând. Evident, biserica, închinarea congregațională este absolut necesară. Dar dacă le comparăm, odăița dă greutate, pentru că acolo nu intri pentru niciun alt motiv. Nu primești nicio recompensă publică ca la biserică. Observați că singurătatea este locul întâlnirii personale cu Dumnezeu. Domnul Iisus a fost mult singur. În grădină mergea mult și stătea singur, mai ales dimineața când oamenii dormeau. Seara nu, că seara oamenii nu dorm. Iacov a stat în noaptea aia singur
Ilie a stat multe nopți singur. Care parte din viață a marcat istoria acestor oameni? Singurătatea sau viața publică? Ioan în Patmos a fost singur. Știți cum îl găsește Îngerul Domnului când îi aduce mesajul Apocalipsei? Stând în Duhul. Dacă eu sunt cu fratele Dorin, vorbesc cu el. Cât? Cât sunt cu el? Tot vorbim. O luăm de la facerea lumii până la sfârșit. Dar dacă sunt singur, am șansa să stau în Duhul. Ioan era în Duhul. Nicodim a venit singur la Domnul Iisus. Dacă mai lua vreo 10 farisei cu ei și a ascultat fariseia toate lucrurile pe care le-a spus Nicodim, ăia până nici nu mai avea nevoie să-l ducă la marele preot, îl omorau pe drum. Samariteanca a venit singură la fântână. Ce ziceți, dacă venea cu 5 vecine, o mai aborda Domnul Iisus? Dacă totuși o aborda, mai putea să ajungă la performanța de a discuta atât de profund și ar mai fi permis ea să-și deschidă inima atât de intens? Lucrurile care le faci singur, alea sunt lucrurile adevărate, sunt lucruri private, sunt lucruri grele, sunt lucruri puternice. Lucrurile care îți permis să le faci în comun, alături de alții, sunt lucruri obișnuite, alea orică le faci, orică nu le faci aproape. Când vrem să facem ceva important, spui, scuză-mă, și pleci, te duci într-un loc singur. Singurătatea cu Dumnezeu dă greutate pocăinței. Fiul risipitor a luat decizia și singur s-a întors acasă. N-a luat cu el nicio fată și niciun băiat de acolo. Singur. Singur s-a confruntat cu tatăl lui. Când ești în grup, poți să spui anumite lucruri că nu ți-e rușine. Vă rog frumos, încercați să fiți atenți acum și să criticați în sensul de a judeca afirmația mea. Îți permis să glumești uneori mai mult decât trebuie dacă ești cu mai mulți, că te ascunzi între mai mulți. Dar când ești unul cu unul, nu-ți permis să spui anumite glume. Pentru că nu ești decât tu. Dar când ești mai mulți, mai zice celălalt, dacă se supără, spune, ai mă, că am glumit, suntem aici mai mulți, am avut un pic de discuție. Să știți că noi ne ascundem în mulțime și când promitem, nu prea putem să nu ne ținem de cuvânt. Dacă eu întreb cine vrea să fie voluntar mâine la nu știu ce, când ești în mulțime, poți să nu zici nimic. Dar dacă eu mă duc și spun, frate Dorin, poți să vii mâine la ora 10? Nu mai poți să nu zică nimic, trebuie să zică ori da, ori nu. Pentru că întotdeauna când ești unul la unul, devine confruntativ. Când ești în mulțime, nu-i confruntativ. Că ești un cap între 200 de capete. Te confunzi cu alții. Dar când ești singur, atunci e confruntativ. Și cu Dumnezeu este la fel. Confruntativitatea este în odăiță, nu în biserică. În biserică se împarte greutatea pe cap de locuitor. Singurătatea este locul lacrimilor. Agar și-a ridicat glasul când era singur în pustie și a început să plângă. Dacă erau oameni, probabil nu plângea. Nu preferăm să ne vadă oamenii când plângem. Am dreptate? Cred că am. Ezechia s-a întors cu fața la perete și a plâns. Vă întreb, de ce s-a întors cu fața la perete? Poate mai intra cineva în cameră să nu-l vadă? Sau ca să se concentreze, să nu mai vadă? De ce s-a întors cu fața la perete? Eu mă gândesc că a avut și asta un rol. Iov plânge singur de durere. Toate lucrurile astea sunt scrise în Biblie. Citiți în Iov 16:16. Se menționează că singur a făcut treaba asta. De ce n-a făcut-o de față cu nevastă sa? Cei care sunteți bărbați, știți de ce? Când se întâmplă să plângem, oamenii cred că noi nu plângem, femeile cred că noi nu plângem. Ba da, plângem. Dar când plângem, ne ascundem. Ne ascundem. Pentru că un bărbat nu poate să plângă în public. Decât numai dacă nu se mai poate ține. Bărbații plâng în ascuns. Trebuie să fii singur să poți plânge. Acolo poți să gemi, poți să urli, poți să te pui pe burtă. Dumnezeu nu spune, bine mă, așa? Vă aduceți aminte de Mical cum l-a criticat pe bărbatul său că n-a procedat corect?
când ești inodăit să scapi de etichetă, pentru că Dumnezeu te înțelege. Lăsați-mă să spun doar comparația asta. Atunci când ne rugăm, tonul rugăciunii este direct proporțional cu starea noastră sufletească. Dacă ești într-o stare liniștită, pulsul este sub 12 cu 7-8 și liniștit și te rogi, știi cum te rogi? La nivelul stării pe care o ai, te rogi așa liniștit. Dar dacă ești într-o stare de ai aflat ceva, ți-e frică, ești într-o stare de pericol, nu te poți ruga liniștit. Situația în care ești te face să fii zgomotos. Iată cum starea sufletească se reflectă în ce faci. Odăița te influențează și spune cuvântul. Odăița, singurătatea, este locul lacrimilor. Acolo îți dai drumul și plângi. Acolo îi spui Domnului exact ce simți. În biserică, în rugăciunea, cu voce tare. Dacă eu mă rog cu voce tare, trebuie să fiu atent ce spun. Normal că trebuie să fiu atent ce spun. Acum ne mai aude și toată lumea după internet. Numai de ajuns că ne aud frații din biserică. Trebuie să fii foarte atent, nu poți să spui totul. Trebuie să spui doar ce e spus public. Dar în odăiță. În odăiță n-ai nicio restricție. Niciuna. Îi spui, Doamne, iartă-mă că sunt un nemernic. Aici, dacă eu spun de la microfon, dumneavoastră veți spune, bă, dar ce a făcut mă ăsta de zice că e nemernic? Cam asta vă interesează pe dumneavoastră. Pe Domnul, Domnul nu spune astfel de întrebări, nu? Vedeți cum închinarea publică ne obligă să restricționăm lucruri care pot fi spuse și care nu pot fi spuse. Odăița e sfântă, e binefăcătoare, este tolerantă, ea aude lucruri pe care nu le aude nici nevasta. Avem nevoie de odăiță. Vreți să vă spun ceva foarte direct? Când cineva mă întreabă ce soluții, ce sfat îi dau eu pentru depresie, eu îi spun 3 pastile de odăiță. Pune mâna și plângi înaintea Domnului câte o jumătate de oră. Întinde-te pe burtă sau stai în genunchi sau stai cum vrei să stai, cum simți, și intră în atmosfera aia în care îți permis să plângi, să refulezi. Plânge-ți păcatul, numește-l, spune-i lui Dumnezeu, Doamne, dacă eu aș fi în locul tău și tu în locul meu, eu nu te-aș iubi și nu te-aș ierta și nu te-aș primi. Dar mă mir că tu mă primești și mă iubești când știi și mă vezi cum sunt. Depresia nu e altceva decât o frângere a postamentului vieții, o frângere a sistemului nervos. Atât ai pus pe cocoașa la cămila asta, încât s-a făcut praf, s-a rupt în două. Avem nevoie de odăiță. Odăița îți dă libertate. Odăița te face senin. Pentru că e locul mărturisirii celor mai adânci mizerii pe care un om le poate face. Este necesară singurătatea, este locul lacrimilor. Văduva din Nain plânge pentru copil, dar plânge și pentru singurătate. Ioan plânge pentru Lazar și plânge pentru cetate. Singurătatea nu-i doar locul lacrimilor, singurătatea e și locul binecuvântărilor. Mântuitorul își reînnoiește puterea în singurătate și în devoțiune. Vă aduceți aminte ce spune el în versetul 17? Nu te teme că Dumnezeu a auzit glasul copilului. Fac referire la Agar din Geneza capitolul 28. Moise a petrecut 40 de ani singur. Era cu o grămadă de oi în pustie și stătea singur în băț așa, în băț așa. 12 ore pe zi se gândea și 12 ore pe noapte. Păi așa poți să mai și memorezi din Scriptură, nu? Dacă tu n-ai timp să mănânci, tot la drive-thru, când să memorezi, frate? Că nu poți să-ți iei o jumătate minte, să o împarți cu memoratul și una să faci ce faci. Noi nu mai avem timp nici să respirăm. Noi nu mai gândim, noi acționăm. Că n-ai timp. Iacov este binecuvântat în singurătate. Tâlharul este binecuvântat când ajunge lângă Domnul Iisus.
și face singur un lucru pe care prietenul lui nu vrea să-l facă. Asaf spune în Psalmul 63, mă voi gândi, ideea este voi medita la toate lucrările tale și îmi voi aduce aminte de ce ai făcut. Mântuitorul spune Scriptura că s-a urcat pe munte singur, la o parte. Ce înseamnă ideea de la o parte? A ieșit dintre oameni și s-a dus la o parte să se roage. Dar de ce nu s-a rugat acolo cu ei? Nu, avea nevoie să spună lucruri pe care nu le mai aude nimeni decât Dumnezeu. Intrăm în depresie că purtăm în noi poveri, frici, păcate. Trebuie să scăpăm de ele, dar în biserică nu poți să faci asta. Cineva îmi spunea, nu pot să vin la biserică în perioada asta pentru că plâng. Trecea printr-un moment greu și îmi spunea, dacă vin plâng, se uită oamenii la mine și după aceea vin să mă întrebe, de ce ai plâns? Și mai bine stau acasă, nu vreau să mă duc. Numai ca să știți cât de confortabil se simte un om când trece printr-un necaz să vină în adunare. Vă puteți imagina? Dacă n-ar avea nicio dăiță, unde s-ar duce? Mulți își pun capăt zilelor oamenii din lume care nu mai au speranță. Aș vrea să închei, pentru că timpul s-a încheiat, predica mea nu s-a încheiat, dar trebuie să închei. El a rămas singur cu Dumnezeu, Iacov, pentru că atunci când rămâi singur cu Dumnezeu, Dumnezeu se descoperă. Vă aduceți aminte cu cine era Iacov când i s-a descoperit Dumnezeu? Singur. Singur. Când vei fi cu alții, foarte probabil că Dumnezeu nu ți se va descoperi. Luați cartea asta de la o copertă la alta și o să vedeți câți oameni au primit un mesaj de la Dumnezeu în timp ce erau cu alții. Știți unde îmi fac eu predicile? Mă duc într-un mall, îmi iau Biblia și îmi fac predica, nu? Nici vorbă. Puteți să mă credeți că dacă Carmen trece pe lângă mine, eu nu mai pot să-mi fac predica? Am nevoie de o singurătate deplină. Îmi fură gândul, nu pot să mai fiu atent. Singurătatea este necesară. Uitați-vă la Iacov. Atunci când a rămas singur, Dumnezeu i-a vorbit și el l-a cunoscut pe Dumnezeu. Atunci când a rămas singur, s-a cunoscut pe el mai bine, nu doar pe Dumnezeu. Și al treilea lucru pe care îl întâlnim aici, când a rămas singur, Dumnezeu l-a binecuvântat. Ne trebuie binecuvântări, vrem să fim binecuvântați, dar dacă s-ar putea în mulțime, trec pe lângă fratele Ilie, pe lângă fratele Olărescu, pe lângă Virgil, Irinel, Sami, Ciprian și Cosmin și mă duc la fratele Vasile. Nu, Dumnezeu vrea să te întâlnească singur. Te va ajuta să-L cunoști mai bine, doar pe El. Atunci te va binecuvânta mai bine, atunci îți va da o descoperire, atunci vei putea să meditezi, să cugeți în taina singurătății. Singurătatea este unul dintre secretele pocăinței, este unul dintre secretele sfințirii, este un medicament pentru suflet, este o metodă de a refula toate presiunile și fricile pe care le-ai acumulat. Folosește singurătatea. Noi cum avem un moment liber? Vezi pe doi că se duc la restaurant să mănânce, soțul cu soția, îi spune soțul, te scot la restaurant astăzi. Se duc la restaurant, se așează și după ce comandă, până vine mâncarea, fiecare își scoate telefonul și fiecare se uită la niște oameni care nu sunt prezenți acolo. Dar unul singur e prezent acolo și aia e nevastă sau și bărbatul său? Dar nu! Acum nu mai ni se pare caragios, că ne-am obișnuit, dar e caragios, foarte caragios. Ce rost are să te mai întâlnești cu un om ca să stea lângă tine în timp ce vorbești la telefon sau în timp ce te uiți pe Facebook? Am avut intenția să vă aduc aminte de faptul că noi, ca oameni credincioși, avem două locuri unde ne încărcăm bateriile. Unul privat, personal, unde putem să fim noi înșine și nu trebuie să ne prefacem. Unde putem să spunem orice și să ne apropiem de Domnul. Aia este odăița. Dacă cumva nu ai mai intrat în odăiță în ultimul timp, te invit cu dragoste, nu pierde asta, că dacă ai pierdut asta, pierzi mult.
Vino la biserică în continuare, dar nu neglija odăița. Singurătatea este o mare binecuvântare. De aceea am numit predica binecuvântarea singurătății. Oameni dragi, haideți să ne ridicăm la rugăciune.